Investițiile în tehnologii moderne, dar și diversificarea producției au însemnat și angajări noi în ultimii ani la TMK Artrom. Pentru anul acesta, compania are în plan să mai angajeze 60 de oameni care să lucreze în producție. Salariul mediu brut oferit personalului operațional este de 4.900 de lei, specializarea realizându-se la locul de muncă printr-un program propriu al companiei. În ultimii 3 ani de zile, care a fost maximul în investiții la noi în ultimii ani, numărul de angajați ai companiei a crescut cu 380 de oameni. Lucrul este evident, pentru că s-au născut capacități noi care au necesitat personal. Anul acesta, de exemplu, noi avem în buget, subiect să fie aprobat de acționar, dar de regulă astea sunt lucruri care, deja de tare, o creștere de 60 de oameni. Deci noi în fiecare an am crescut. Cea mai mare creștere, sigur, a fost în 2017, am crescut cu 140 de oameni. Din cei 380, 140 au fost într-un singur an, pentru că s-au pus în funcție niște facilități de producție. În ultimii ani a crescut nu doar numărul salariaților, ci și volumul investițiilor, dar și profitul. Complexul de tratamente termice, care permite transformarea țevilor industriale obișnuite în țevi premium, inaugurat anul trecut, a avut un cuvânt important de spus în această evoluție. Prima etapă, care s-a încheiat anul trecut, o parte din asta a fost alături de noi când a pus în funcțiune linia de tratamente termice, este astăzi probabil unic în Europa. Acest prim ciclu s-a făcut ca în anul 2018 noi să atingem un vârf. Acest vârf a însemnat o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de lei, cu 18% mai mare decât în 2017 și cu 83% mai mult decât în 2016. Am avut un profit brut de peste 97 de milioane de lei, de 3 ori mai mare decât anul precedent. Fabrica din Slatina are 1.500 de angajați și planuri să se extindă pentru ca în următorii cel mult 10 ani să folosească întreaga cantitate de oțel produsă în uzina de la Reșița pe care o deține.